Primarul Ovidiu Pungan vrea să reabiliteze casa memorială și dorește ca geologul să aibă o stea pe aleea celebrităților din Târgu Jiu. Casa sa memorială se află la câțiva kilometri de Târgu Jiu, în comuna Bălănești. Primarul Ovidiu Pungan se declară dezamăgit de faptul că cei de la Muzeul Județean au lăsat clădirea în paragină. Sunt dezamăgit în sinea mea, fiindcă nici până la ora actuală Consiliul Județean împreună cu Muzeul Județean nu au găsit soluția și fondurile pentru reabilitarea acestui monument. Este păcat de această casă, dar în speranța în care le-am atras verbal un punct de vedere, până la urmă, dacă nu vor reuși nici la anul să găsească obținerea fondurilor pentru reabilitarea casei memoriale Ioan Popescu Voitești, sunt hotărât să îmi fac adresă și să reiau casa, fiindcă nu este proprietatea Comunei Bălănești. În testament, Ioan Popescu Voitești a spus că o lasă Comunei. Primarul Ovidiu Pungan se gândește să preia casa memorială de la Muzeul Județean pentru a o putea reabilita. Este în subordinea Consiliului Județean și a Muzeului. Nu se vede absolut nimic. La ora actuală merg pe al cincilea an de când sunt primar al acestei localități. M-am ocupat cât am putut și funcție de banii care am avut pentru școli, înfrumusețarea și întreținerea lor. Orice clădire care a fost și mi-a aparținut, cu var, dacă am dat pe ea, i-am schimbat aspectul. În schimb, la această casă nu am putut să intervin deloc și este păcat că nu se poate interveni și lucrul acesta pe mine mă dezgustă. Ovidiu Pungan vrea să discute cu primarul din Târgu Jiu pentru ca marele geolog să primească o stea pe aleea celebrităților sau măcar ca o stradă din municipiu să primească numele său. În cursul anului 2017 o să fac o adresă către primăria Târgu Jiu, unde îmi doresc ca să-i punem o stea lui Ioan Popescu pe aleea celebrităților sau măcar o stradă în orașul Târgu Jiu să se numească Ioan Popescu Voitești. Ion Popescu Voitești s-a retras la Bălănești după ieșirea la pensie. De altfel, el a fost toată viața mândru de originea sa, dovadă că și-a adunat numele satului de baștină la numele de familie. Mai mult, a lăsat aici o veritabilă colecție de mineralogie.